În Zalău aproape că nu există cartier unde să nu fie blocuri cu fațade deteriorate. Bucățile de tencuială, ce se pot desprinde în orice moment, pun în pericol viața trecătorilor, dar nimănui nu pare să-i pese. Primăria spune că nu poate face reparații atâta timp cât nu sunt proprietari pe structurile locative și că responsabilitatea aparține asociațiilor de proprietari care iarăși ridică din umeri. Bucățile de tencuială desprinse de pe fațada blocurilor reprezintă un real pericol pentru sălăjeni. Vineri, pompierii zeloani au intervenit pentru a îndepărta bucățile de tencuială desprinse de pe fațada blocului Rila Cristal. Apelul a fost efectuat de către cetățenii orașului care circulau prin zonă. Detașamentul de pompieri Zalău din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Polisum al județului Sălaj a fost solicitat să intervină astăzi în jurul orelor 17 pe bulevardul Mihai Viteazu pentru a înlătura tencuiala de pe un imobil. Pompierii militari ajunși la fața locului au înlăturat tencuiala de pe fațada unui balcon de la etajul 2 din blocul Lira din municipiul Zalău.